Precizările și aceasta prima, precizările sunt următoare și prima este aceasta. Nu funcția m-a interesat și nu funcția mă interesează, ci proiectele de dezvoltare a Chișinăului pentru o viață mai bună a omului simplu. Și de asta nu m-a interesat să am un mandat, două, trei, patru, zece și așa mai departe. Ce m-a interesat tot timpul să am încredere din partea locuitorilor. Respectiv, cât voi avea încredere și susținere din partea locuitorilor, atâta timp voi fi aici. Un mandat, două, trei, șapte, zece, cât a dat Dumnezeu și locuitorii Chișinăului. Este prematur acum să mă expun și așa cum a expus și vineri, ce va fi în 2019. Timpul va arăta. Iau în calcul și această posibilitate că poate trei mandate este suficient. Dar nu vreau să dau prea multe satisfacții oponenților și acelor care nu se ocupă altceva decât cu critica și cu bătaie de joc față de proiectele orașului. În rest nu fac nimica. Trădează și se umblă de colo-colo.